Ceva au auzit, dar nu cunosc nimic concret. Oamenii de la sate habar nu au ce întrebare va figura în buletinul de vot pentru referendumul constituțional din 20 octombrie. Unii dintre ei cred că vor vota pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, dar în realitate vor fi întrebați dacă susțin modificarea Constituției în vederea aderării țării noastre la UE. Dumneavoastră, știți cum asuni întrebarea în document? Încă n-am auzit. Adică am auzit numai știrea, dar cum sună întrebarea exact nu știu, n-am auzit. Așa. Dumneavoastră o să votați pentru sau contra? Păi nu știu întrebarea. Credeți că acest referendum ne va ajuta să aderăm la Uniunea Europeană? Nu știu, dar cred că trebuie să spunem părerea noastră, că da. Va ajuta sau nu va ajuta, de cum se va vedea. Dumneavoastră, știți cum va suna întrebarea în buletinul de vot? Nu... Să se vehicula plus minus, cam dacă suntem de acord și nu știu. Așa, dar exact nu știți cum va suna întrebarea. Nu. Dumneavoastră, știți cum va suna întrebarea în buletinul de vot? Dacă drept nu vrea, dar am să o găsesc și am să votez pentru... Dar nu știu cum... Nu știu. Așa. De ce? Adică... Nu ne-am dat interesul. Dumneavoastră, cunoașteți cum va suna întrebarea în buletinul de vot? Nu, dar mă gândesc așa, să fie, dacă doriți, să mergeți în Uniunea Europeană. Apoi dumneavoastră, cunoașteți cum ați fi adresat, cum ați fi întrebat? Cum scris pe foaie, cum? Știți sau nu știți? Întrebarea. Dar nu am văzut-o și nu știu. Nu v-a informat nimeni? Dar eu când văd, atunci cred. Sunt și oameni atât de dezamăgiți de situația din țară încât nici nu vor să audă de niciun fel de alegeri. Știți cum va suna întrebarea? Da, nici un fel de referendum, nici un fel nu votez nic. Dar de ce? Așa, pentru că nu ne-a dat nic. Eu am șes cu moșneagul meu într-un cior 6 ani de zile au trecut la pat și nic nu i-a dat-i. Partidul ISA și nici nu vreau să-l văd în ochi. Dar credeți că acest referendum ne va ajuta să aderăm la Uniunea Europeană sau mai s-a dus să mai câștige un mandat? Să mai câștige evra, dar în rest nu o să fie nimic. Dar măcar știți cum ați fi adresat întrebarea în buletinul de vot? Știți cum e întrebarea în buletinul? Ce-a scrie acolo? Credeți? Dar eu știu ce-a scrie. Nu știți? Nu. Nu v-a zis nimeni, nu sunteți informată. Nu, ne-a dat gazete, ne-a dat ISA, dar nu ne-a informat nimeni. E protiv. Păi ce? Sunt contra. De ce? Pentru că trebuie pentru început ca să alegem președintele țării, iar apoi să fie referendumul. Credeți că referendumul ne va ajuta să aderăm la UE? Acest referendum este făcut pentru ca oamenii să spună dacă sunt sau nu de acord, dar eu cred că oamenii nu sunt de acord, deoarece, cum am spus, pentru început trebuie să alegem președintele, iar apoi deja referendumul. Alții sunt convinși că partidul de la putere, dar și șeful statului, fac totul ca Maia Sandu să mai câștige un mandat de președinte. Referendumul trebuia făcut de mult, dar nu în ziua alegerilor prezidențiale. De ce credeți așa? Deoarece oamenii se vor încurca și nu este corect. De acest referendum nu depinde nimic și de rezultatele acestuia nu depinde nimic, deoarece pentru început trebuia să fie efectuată o procedură, iar după ce această procedură avea să fie finalizată, păi atunci să fie efectuat referendumul. Referendumul este făcut ca Maia Sandu să mai câștige un mandat și ca să câștige din prima. Sunteți pro sau contra referendumului? Contra. De ce? Deoarece m-am născut în Uniunea Sovietică și știu cum a fost viața de atunci. Ce acesta este referendum? Este o bătaie de joc. Credeți că referendumul se face pentru a afla părerea oamenilor sau mai mult pentru ca Maia Sandu să fie votată a doua oară? Exact, ca să mai câștige un mandat. Credeți că referendumul ne va ajuta să aderăm la UE? Dar cine are nevoie de această aderare la UE? Unde este LGBT? Asta este o batjocură asupra trecutului nostru, asupra religiei noastre. Referendumul la care moldovenii vor trebui să răspundă cu da sau nu la întrebarea susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană se va desfășura în data de 20 octombrie, concomitent cu scrutinul prezidențial.